ziua, dragii mei! Bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vreau să facem împreună această căciuliță. Este o căciuliță tricotată cu două fețe. Aceasta este prima față și aceasta este a doua. Eu am făcut-o cu două culori diferite, să fie un contrast. Așa arată căciulița. Vedeți? Aceasta este pentru vârsta de 12 luni, 9-12 luni. Dar în funcție de copilaj se potrivește și mai mare și mai mică. Haideți să începem. Pentru a face această căciuliță vom avea nevoie de fire. Astăzi voi lucra cu acest fir, este merinos super fin, cu grosime de 2 mm și voi lucra cu el, cu firul în două, deci voi folosi două fire și am ales aceste două nuanțe pentru căciulița de astăzi. Voi puteți face și cu o singură culoare dacă doriți. Așa. Mai avem nevoie de andrele. Eu voi folosi aceste andrele de 4, numărul 4. Eu am din acestea scurte, potrivite pentru căciulițe, cu firul scurt de 40 de centimetri. Ia să vedem. 43 în total, dacă nu mă înșel. 44. Așa. Sau puteți folosi și andrele din acelea cu firul mai lung, cum este acesta. Cum credeți că vă descurcați mai bine? Așa. Mai avem nevoie de andrele, cele pentru ciorap, cele 5 bucăți. Sunt tot 4 mm, sunt tot numărul 4. Vom mai avea nevoie de un ac de cusut, un centimetru, o foarfecă și vom mai avea nevoie de un fir, oricare o altă culoare diferită de față de cele cu care lucrăm. Vă voi explica imediat de ce. Și mai avem nevoie de câteva măsurători. Vom avea nevoie de circumferința capului pentru care lucrăm căciulița. Eu voi lucra pentru 9-12 luni și am deja aici măsurătorile. Circumferința capului meu este de 44 de centimetri și vom mai avea nevoie de adâncime sau înălțimea capului, care la mine este de 15 centimetri. Dacă nu știți cum să măsurați corect circumferința și adâncimea, vă voi arăta eu imediat. Eu am acest cap de manechin și vă voi arăta pe el. Deci, circumferința capului se va lua exact aici, unde sunt sprâncenele, în zona sprâncenelor, de jur împrejur. Vedeți? 54,5 este aceasta. Acesta este un cap de manechin pentru adult. Dar vă arăt ca să știți cum să luați corect măsurătorile. Și vom mai avea nevoie și de înălțime sau adâncime, se mai spune, și vom măsura exact de aici, dintre sprâncene, la linia sprâncenelor, până în vârful capului. Vârful capului la noi este aici undeva. Ia să vedem. Să ridicăm puțin mai sus. Așa. Deci, am zis, de aici, de la linia sprâncenelor, până în vârful capului, la mine sunt 19-20 de centimetri, vedeți? Ok. Acum, pentru că v-am arătat cum se ia corect măsurătorile, cum se iau corect măsurătorile, vom începe să lucrăm. Și vom monta pe Andreea în felul următor. Voi începe cu acest roz deschis. Și montăm
Deci vom folosi două fire din culoarea necesară. Dumneavoastră puteți să folosiți și un fir dacă aveți, dacă lucrați cu un fir de grosime mai mare. Și voi monta împreună cu firul acesta neutru. Vă ziceam eu la început că avem nevoie de un fir de o altă culoare. Și vom monta pe Andreea. Pentru a avea 44 de centimetri, eu am nevoie de 72 de ochiuri. Și montăm 72 de ochiuri în felul următor, cu ambele fire, vedeți? Firul de care avem nevoie, cu care vom lucra, îl ținem înspre noi, celălalt fir în exterior, în partea cealaltă, și montăm așa. Nu, stați că am greșit, invers ținem firele. Deci, așa, firul de care avem noi nevoie îl vom ține în exterior, iar firul ajutător îl vom ține înspre noi, vedeți, în partea aceasta. Așa. Și vom monta așa 72 de ochiuri. Ia să vedem. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Așa arată. Vă las să montați câte ochiuri aveți dumneavoastră nevoie. Eu voi monta cele 72 de ochiuri, după care ne revedem. Am montat cele 72 de ochiuri necesare pentru căciuluța mea. Acum voi tăia firul acesta de care ne-am ajutat. Așa. Și așa arată. Voi scoate o Andreea. Așa. Și voi începe să lucrez circular. Ia să vedem. Am montat pe andrelele acestea cu firul lung și e cam greu cu ele. Opa. Așa. Și voi începe să lucrez circular. Voi lucra pe față, toate ochiurile pe față până la finalul rândului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doisprezece, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39, 40, 41, 42,
Dacă nu aveți fir din acesta, antrele din acestea cu firul scurt de 40 de centimetri, puteți să lucrați la fel de bine și cu cele 5 andrele, exact ca la ciorapi. Puteți lucra, împărțiți ochiurile pe 4 andrele și cu a 5-a lucrați. Dacă credeți că vă este mai ușor. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 și 72. Acestea sunt cele 72 de ochiuri pe care le voi folosi eu. Voi calculați în funcție de firul pe care îl folosiți, va trebui să calculați exact cu câte ochiuri aveți nevoie să începeți. Acesta a fost rândul numărul 1. Voi face aici un nod la cele două capete de la firul ajutător și la final îl vom desface. Și acum continuăm să lucrăm pe fața lucrului la fel circular până ajungem la înălțimea dorită. Vedeți, lucrăm așa în continuare pe fața lucrului. Așa. Și pentru că eu am nevoie de ca înălțimea mea să fie de 15 cm, înălțimea totală a căciuliței să fie de 15 cm, eu voi lucra 16 cm, pentru că fiind dublă căciulița, atunci grosimea ei mai ia un pic din înălțime. Și voi lucra 16 cm în total. Și cei 16 cm îi voi împărți în felul următor. Voi lucra 12 cm până la prima... Ia să vedem câți avem. Deci de la prima scădere până jos avem 12 cm, 12 cm jumate. Vedeți? Deci, voi lucra înălțimea 12 cm, 5 și apoi ultimii 4-5 cm, la mine sunt 5 cm, plus 5 cm scăderile, ne dau, cât ne dau? Ia să vedem, am calculat bine. Deci, de aici până aici sunt 5 cm jumate, da? Și de aici până aici 12 cm jumate. Deci ne dau 17,5 cm. Înseamnă că am făcut 17. Deci voi avea nevoie de 15 cm pentru înălțime și vom face cu 2 cm, 1-2 cm în plus. Deci vom avea 16-17 cm în total înălțime pentru căciuliță. Voi dacă aveți nevoie de 18, de exemplu, mai puneți încă 2 și faceți 20 în total. Și vom lucra din cei 17,5, ultimii 5 cm vor fi pentru scăderi. Cum am zis aici, ultimii 5 cm vom face din scăderi, pentru scăderi. Deci, dacă avem nevoie de 17 cm, minus 5 cm scăderile,
vom lucra 12 centimetri. Deci vom lucra cei 12 centimetri până la scădere. 12 centimetri jumate am eu. Și după vom începe să facem scăderile și vă arăt cum le vom face. Acum vom lucra în continuare, cum am zis, până avem 12 cm înălțime. Ultimii 5 cm de la înălțimea totală a căciuliței vor fi scăderile. Vă las să lucrați acei 12 cm, după care ne revedem și vă arăt cum facem scăderile. Eu am lucrat deja cei 12 cm înălțime de care aveam nevoie. Ia să vedem. Așa, deci avem 12 cm. Opa. Se răsucește lucrul. 12, 12 jumate. Acum, voi împărți cele 72 de ochiuri cu care am început, cu care am lucrat, le voi împărți la 4. Deci avem 72 de ochiuri împărțit la 4, egal 18 ochiuri. Și voi pune câte 18 ochiuri pe fiecare andrea. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aceasta a fost prima. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 și 18, a doua, și vom împărți așa pe 4 andrele, iar cu a cincea vom lucra exact ca la ciorapi. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 și 18. Și încă una, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 și 18. Așa arată căciulița noastră până în prezent. Am împărțit deja ochiurile pe 4 andrele. Acum vom începe să facem aceste scăderi. Vedeți? Așa arată scăderile noastre. Și haideți să începem. De la prima andrea va trebui să puneți și un semn, să știți care este începutul și care este, uite așa, deci. Acum, primele două ochiuri le vom lucra împreună și le voi face o scădere spre dreapta, vedeți? Bag croșeta andreaua aici, le iau pe amândouă și le lucrez împreună. Apoi lucrăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Și când ne mai rămân 3 ochiuri pe Andreea, vedeți, am 3, pe primele două le voi răsuci, vedeți? Și le voi lucra împreună spre stânga, deci voi face o scădere spre stânga
și ultimul ochi îl lucrăm normal. Mergem mai departe la următoarea Andreea și procedăm la fel. Facem o scădere spre dreapta, luăm împreună cele două ochiuri și le lucrăm împreună. Lucrăm 13 ochiuri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mai avem 3 ochiuri pe Andreea. Primele două le voi răsuci și le lucrăm împreună spre stânga și ultimul îl lucrăm normal pe față. Mergem la a treia Andreea și procedăm la fel. Primele două le lucrăm împreună, facem o scădere spre dreapta, lucrăm 13 ochiuri, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și când mai avem 3 ochiuri pe Andreea, primele două le voi răsuci, le lucrăm împreună spre stânga și ultimul îl lucrăm normal. Mergem mai departe la a patra Andreea și procedăm la fel. Primele două o scădere spre dreapta, 13 ochiuri le lucrăm pe față, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, apoi răsucesc următoarele două și le lucrăm împreună și ultimul îl lucrăm normal. Acesta a fost primul rând de scăderi. Al doilea rând, vom lucra normal toate ochiurile pe față, fără să facem nicio scădere. Deci, un rând vom face scădere, un rând vom lucra normal, fără scăderi. Acum, din 18 ochiuri cât aveam pe fiecare Andreea, am rămas doar cu 16. Pentru că am făcut o scădere la început și o scădere la sfârșit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16. Aceasta au fost ochiurile de pe a doua Andreea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16. A treia Andreea și mai avem încă una pentru a termina rândul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16. Am terminat rândul al doilea. Rândul al treilea, din nou, vom face o scădere spre dreapta la începutul rândului și o scădere spre dreapta la sfârșit. Deci, scădere spre dreapta, vom lucra 11 ochiuri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ultimele 3 ochiuri le mai avem pe Andreea. Primele două le vom răsuci și le vom lucra împreună spre stânga și ultimul îl lucrăm normal. Mergem la a doua Andreea și procedăm la fel.
o scădere spre dreapta, deci primele două ochiuri le lucrez împreună. Lucrăm 11 ochiuri pe față. Acum ne-au mai rămas doar 3 ochiuri pe Andreea. Le vom răsuci și le lucrăm împreună. Vedeți, bag Andreea aici, prin amândouă și tragem bucla. Și ultimul îl lucrăm pe față, normal. Din nou, scădere spre dreapta. Când fac scăderea spre dreapta, bag Andreea în a doua, în al doilea ochi și prin primul și trag bucla prin amândouă. Vom lucra 11 ochiuri. Pe acestea două le răsucim și le lucrăm împreună spre stânga. Vedeți, când fac răsucirea spre stânga, ochiurile mele ar trebui să fie așa, da? Sunt așa. Eu le iau și le întorc invers. Vedeți? Bag împreună prin amândouă, prin față și le lucrez împreună. Ultimul ochi îl lucrăm normal. Mai avem ochiurile de pe ultima Andreea. Deci, scădere spre dreapta, lucrăm 11 ochiuri. Pe acestea două le răsucesc și le lucrez împreună și ultimul îl lucrez pe față. Acesta a fost rândul cu numărul 3. Rândul 4 vom lucra toate ochiurile pe față, fără să facem nicio scădere. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vedeți, am făcut deja două scăderi, una, două, și din 18 ochiuri câte aveam la început, acum mai avem doar 14. Lucrăm așa tot rândul al patrulea. Fiecare ochi lucrăm normal pe față. Și rândul al cincilea din nou vom face o scădere. Cum am zis, un rând facem scăderi, un rând lucrăm normal. Și ultimele ochiuri, de la ultima, de la cea de-a patra Andreea. Și începem din nou. Rândul al cincilea o face iarăși. O scădere la început, o scădere spre dreapta. Lucrăm 9 ochiuri pe față, 8, 9 și când mai avem 3 ochiuri pe Andreea, primele două le răsucim și le lucrăm împreună spre stânga și ultimul ochi pe față. Din nou, o scădere spre dreapta. E important să respectați aceste scăderi. La începutul Andrelei să faceți scăderea spre dreapta și la sfârșit să o faceți spre stânga. Opa. Și scăderea spre stânga. Ultimul ochi pe față. Pentru a vă ieși exact acest model. Vedeți? Dacă nu respectați
ordinea, atunci o să iasă altfel. Acum vă las să mai lucrați, să faceți scăderile și vom încheia când vom rămâne cu câte 4 ochiuri pe fiecare andrea. Deci, un rând îl lucrați normal, un rând faceți scăderi. Un rând lucrați normal, un rând faceți scăderi. Acesta este rândul cu numărul 5. Și vom face scăderi. Rândul 6 lucrați normal toate ochiurile pe față. Rândul 7 iarăși faceți scăderi. Și lucrați la fel până vă mai rămân 4 ochiuri pe andrea, după care ne revedem și vă arăt cum încheiem. Eu am terminat deja rândul cu numărul 5. Acum rândul 6 voi lucra normal toate ochiurile fără scădere. Vedeți, deja are aici formă. Vă las să lucrați până ajungeți la 4 ochiuri pe fiecare andrea. Și ne revedem. Am terminat de scăzut, am rămas cu câte 4 ochiuri pe fiecare andrea, vedeți? Ultimul rând cu scădere a fost rândul numărul 13. Acum voi face încă un rând și voi lucra toate ochiurile fără să mai fac nicio scădere. 3, 4. După care vom încheia. Deci mai fac rândul 14 la mine. 1, 2, 3, 4. Și încă 4 ochiuri. 1, 2, 3, 4. Acum vom tăia firul și lăsăm un fir mai lung pentru a putea coase. Așa. Băgăm ața în ac și vom încheia ochiurile ce ne-au rămas pe andrele. Și aceasta este prima față a căciulitei. Deci, voi lua toate ochiurile și voi trage prin ele firul. O andrea. A doua. Și a patra. Tragem firul, strângem bine. Eu mai bag o dată de două ori exact prin aceleași ochiuri pentru a încheia bine. Vedeți voi? Coase încă o dată ochiurile. Așa. Bag acul pe dosul lucrului. Voi face aici un nod. Ascundem firul. Și este gata prima partea căciuliței. Tăiem firul și așa arată prima parte, vedeți? Și scăderile sunt frumoase. Acum, pentru cea de-a doua față a căciuliței noastre, vom culege ochiurile. Ia să vedem. Aceste ochiuri pe care le-am făcut cu firul de culoare gri, în cazul meu. Deci, desfac nodul și voi lua toate ochiurile pe andrea. Desfacem firul și luăm ochiul. Aveți grijă să nu pierdeți niciun ochi,
să nu vă iasă urât. Mai bine întâi luați ochiul, vedeți? Acesta este. Și apoi desfaceți firul, să fiți sigure. Și culegem așa toate ochiurile și vom lucra la fel ca până acum. Vom face înălțimea exact la fel, 12,5 cm. Puteți să numărați și numărul și ochiul, rândurile pe care le-ați făcut la prima parte. Eu le-am numărat deja și am 38 de rânduri. Deci am 38 de rânduri de aici de jos, de unde am început, până aici unde am început, până am început să facem primele scăderi. Am 38 de rânduri eu. Atât au intrat în 12,5 cm. După ce culegem ochiurile, voi lucra la fel 12,5 cm înălțime, după care vom separa ochiurile pe andrele, pe cele patru andrele, și vom începe să facem scăderile exact la fel ca mai devreme. Dacă ați început cu număr par de ochiuri pe fiecare andrea, mă refer la cele patru andrele, ați văzut că eu am început cu 18 ochiuri pe fiecare andrea, deci 18 este un număr par, atunci la final veți rămâne doar cu 4 ochiuri pe fiecare andrea. Dacă ați început cu un număr impar, de exemplu să zic 19, la final, după ce faceți scăderile, veți rămâne cu 5 ochiuri pe fiecare andrea. Și abia apoi încheiați și coaseți. Pentru această căciuliță mie mi-au intrat aproximativ 90 de grame de fir. Că de multe ori primesc comentarii și mesaje cât material intră la un lucru, atunci am zis că voi specifica de fiecare dată, de acum înainte. Deci culegem așa toate ochiurile, vedeți? Și lucrăm în continuare cu culoarea pe care o dorim. Vă las să ridicați ochiurile și ne revedem și vă arăt cum continui eu. Am luat deja ochiurile pe Andreea. Acum voi începe să lucrez cu a doua culoare, acest vișiniu. Și vom începe în felul următor. Voi lăsa puțin firul mai lung pentru a putea ascunde la final. Și începem să lucrăm normal toate ochiurile pe față până la finalul rândului și toate celelalte rânduri la fel pe față, cum am lucrat și la prima parte. Vedeți? Așa arată. După cum am zis, lucrăm la fel înălțimea cât ați lucrat și la prima parte, în cazul meu 12,5 cm, după care vom separa ochiurile, așa, vom separa ochiurile și vom face scăderile. Un rând scădere, un rând lucrat normal, dar vă mai arăt când ajungem acolo.
am terminat rândul și acum lucrăm în continuare. Așa arată. Vă las să lucrați înălțimea de care aveți nevoie. Eu voi lucra 12,5 cm, după care ne vom revedea. Am terminat de făcut înălțimea, din nou cei 12,5 cm. Acum vom împărți iarăși ochiurile pe 4 andrele, vom împărți egal și avem din nou 18 ochiuri pe fiecare andrea, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 și 18. A doua andrea, la fel, 18 ochiuri, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 și 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 și încă două 18 și ultimele 18 ochiuri. Opa. Așa. 2 4 6 8 10 12 14, 16 și 18. Aceasta o dăm deoparte și acum continuăm cu scăderile. După cum am făcut și în partea aceasta, vom face primele două ochiuri, le vom lua împreună spre dreapta, băgăm andreaua aici și trecem prin amândouă. Lucrăm următoarele 13 ochiuri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mai avem 3 ochiuri pe andrea. Pe acestea două le răsucim și le vom lucra împreună spre stânga. Ultimul ochi îl lucrăm pe față. Aceasta a fost, au fost primele scăderi. Acum din nou, primele două împreună, o scădere spre dreapta. Lucrăm 13 ochiuri. Acum următoarele două le răsucim și le lucrăm împreună spre stânga. Ultimul lucrăm și mergem mai departe. La început o scădere spre dreapta, lucrăm 13 ochiuri, apoi scădere spre stânga și lucrăm ultimul ochi. Și ultimul ochi. Mai avem aici ochiurile de pe ultima andrea și procedăm la fel. O scădere spre dreapta, la început
de la fiecare început de Andreea. Lucrăm 13 ochiuri. O scădere spre stânga și lucrăm un ochi. Acesta a fost primul rând cu scăderi. Următorul rând îl vom lucra normal, fără nicio scădere. Lucrăm toate ochiurile pe față. Acum pe fiecare Andreea din 18 ochiuri am rămas cu 16. Câte 16 ochiuri pe fiecare Andreea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16. Lucrăm până la finalul rândului. Rândul următor, iar vom face o scădere spre dreapta la început și o scădere spre stânga la sfârșit. Și vom lucra așa, un rând vom scădea, un rând lucrăm normal, până când ne mai rămân pe fiecare Andreea câte 4 ochiuri, la fel ca la cealaltă parte, la cealaltă față. Am terminat rândul 2, acum din nou vom face scădere. Primele două împreună. Lucrăm următoarele 11 ochiuri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pe acestea le răsucim și le luăm împreună spre stânga și ultimul ochi îl lucrăm. Vedeți? Din nou, o scădere la început, spre dreapta și la sfârșit o scădere spre stânga. Vă las să lucrați așa până vă mai rămân doar 4 ochiuri pe fiecare Andreea, după care ne revedem și încheiem împreună. Deci un rând scădem, un rând lucrăm normal, da? Așa. Am terminat deja de făcut scăderile. Acesta a fost ultimul rând cu scăderi. Acum vom mai face un rând și vom lucra toate ochiurile, câte 4 ochiuri pe fiecare Andreea. Facem exact cum am făcut și la partea cealaltă. Unu, doi, trei, patru și încă una. 1, 2, 3, 4. Voi tăia firul puțin mai lung pentru a avea și cu ce coase. Băgăm ața în ac și la fel, vom coase toate ochiurile rămase pe Andrele. Așa. Și începem să coasem
toate ochiurile. 2, 4, 1, 2, 3, 4. Și ultimele. Patru. Tragem firul cât să strângă și să nu mai rămână gaură, vedeți? Așa. Mai coasem o dată. Eu de obicei bag din nou prin toate ochiurile. Așa. Voi strânge aici. Opa, mi s-a agățat un pic. Așa. Facem un nod și băgăm firul pe dedesubt, îl ascundem. Și acum îl tăiem. Și așa arată căciulița noastră. Vedeți? O puteți spăla în apă călduță și o puneți pe o suprafață plană, întinsă, dreaptă, așa, pentru a se așeza ochiurile frumos. Puteți să-i puneți etichetă dacă doriți, un nosturel, o capsă, ce doriți dumneavoastră, o fundiță, sau puteți să-i faceți, cum am făcut eu aici, modele. Aceasta este căciulița noastră. Eu sper din suflet că v-a plăcut acest tutorial. Abia aștept să văd ce combinații de culori folosiți. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt. Vă invit să vă abonați pe canalul meu de YouTube pentru mai multe tutoriale, dacă nu ați făcut-o deja. Și până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag! Thank you.